Mă numesc Andrei Cibotaru și astăzi voi citi scrisoarea unui tânăr către mama și bunica sa. Nu am îndrăznit să mă destăinui pentru că, dragă bunică, dragă mamă, sunteți cele mai dragi și apropiate persoane în viața mea. Aș fi vrut totuși, într-un final, să fi avut posibilitatea să vă spun ce simt și cum simt, dar, din păcate, nu pot. Eu sunt altfel, posibil nu așa cum ați fi vrut voi. Da, este greu într-o astfel de societate, mai ales când ai unele prejudecăți sau standarde. Îmi este greu să fiu eu însumi cu voi. Să vă spun că nu mă întâlnesc cu prietena mea, pentru că îmi este doar prietenă, amică, nimic mai mult. Eu aș fi îndrăznit să vă spun altceva, că nu mă atrag fetele deloc în plan sexual, amoros și sentimental. Dar e trist, pentru că știu care sunt speranțele voastre. Și ori de câte ori nu aș spune, s-ar fi întors de fapt altfel. Că tu nu ești așa, trebuie să te mai gândești, îți va trece, asta e acum, mai apoi va fi altfel. Au fost multe cazuri, atunci când eu am făcut aluzii, ori v-am spus indirect și nu m-ați auzit. De câte ori am încercat să vă spun că nu e nimic între mine și prietena mea, dar nu m-ați auzit. Da, aș fi îndrăznit să vă spun că am iubit de 4 ani de zile și că mă simt fericit, că nu vreau să am soție, etc. Dar când vă aud spunând de mai multe ori, când te vei căsători cu ea, îți place de ea, ce mai face ea, ați mai vorbit, mă doare. Mă doare într-un fel sau altul, dar rămân la situația în care nu mă voi destăinui, pentru că e imposibil. Sincer, invidiez foarte mult persoanele pe care le cunosc, pe care familia lor le-a acceptat așa cum sunt. Eu însă știu la ce mă pot aștepta. Dacă voi încerca să o fac de asta, de fiecare dată ezit. Și voi ezita. Într-adevăr, am hotărât că nu mă voi destăinui niciodată vouă. Dragă mamă și bunică, dacă voi vă simțiți bine cu gândul că eu sunt normal, nu voi lua de nevastă pe nicio fată, atunci eu mă bucur. E trist totuși că nu mă pot împarte cu multe momente din viața mea care s-au petrecut alături de iubitul meu, dar ce să-i faci? Așa e societatea în care trăim. Sper, chiar foarte mult sper, că într-o zi la noi oricine va dori să se destăinuiască o va putea face liber și fără constrângeri. Eu nu am ales să fiu așa. Așa sunt, asta e firea mea. Vă iubesc oricum și vă cuprind. Cu drag pentru bunica și mama mea, de la nepotul și fiul vostru.